Aș fi vrut în mod deosebit la sfârșit să mă adresez și doamnelor și domnilor profesori, dar încă de la început aș dori să le mulțumesc pentru respectul pe care ni l-am arătat astăzi unii altora și sunt ferm convins că după această manifestare, în această zi sfântă de înălțare, o să ne strângem cu toții la prefectură și vom continua discuțiile împreună. Doamnelor și domnilor, nu cred că există cuvinte, termeni sau expresii care să descrie în toată dimensiunea sa semnificația actelor de eroism ale celor care se odihnesc în acest loc încărcat de atât de multă istorie. Deci, orice a spune aici ar fi tot prea puțin față de ceea ce le datorăm eroilor noștri. Aș vrea doar să vă spun că un popor devine o națiune atunci când ajunge să aibă propria conștiință istorică. Iar noi suntem azi o națiune unită, pentru că avem o istorie măreață. O istorie care a fost scrisă de eroii noștri, pe care îi onorăm astăzi aici, în cel mai mare cimitir al eroilor din România, care este și unul dintre cele mai mari din Europa. Cei care se odihnesc în aceste morminte din jurul nostru sunt cei care au scris istoria națiunii noastre, nu doar cu vorba, cât mai ales cu fapta, cu actele lor de curaj, de iubire pentru țară și de sacrificiu suprem. Nu sunt doar soldați români, sunt și soldați care aparțin altor națiuni. Însă, cu toții au scris aici acea pagină de istorie din primul război mondial care se referă la țara noastră, la pământul nostru, la națiunea noastră și mai ales la voința noastră de a exista ca stat național milenar și suveran. Pe acest pământ pe care l-am primit de la strămoșii noștri și care a fost apărat de-a lungul secolelor de generații întregi de eroi. Dar sunt și eroi din al doilea război mondial, dar și de la Revoluția din 1989. Ceea ce ne arată că eroismul e o stare de spirit continuă și care se manifestă sub variate forme. Cei mai mulți dintre cei care se odihnesc aici sunt necunoscuți. Au fost oameni simpli, oameni obișnuiți, cu vieți obișnuite, dar care au fost capabili de fapte extraordinare, cu totul ieșit din comun, mergând până la sacrificiul suprem. Asta ne arată că măreția nu ține nici de avere, nici de funcții. Măreția ține în primul rând de ceea ce ai în suflet și în inimă, iar cei înmormântați aici au avut o inimă mare, care, iată, i-a păstrat în memoria noastră și îi va păstra în memoria generațiilor viitoare pentru totdeauna. Și nu sunt doar soldați care au murit pe câmpul de luptă. Sunt și oameni care au ajutat în spatele liniilor de front. Sunt medici și surori de caritate care au îngrijit pe răniți. Asta ne spune că eroismul nu se înfăptuiește doar cu arma în mână. Eroismul se manifestă la toți cei care își iubesc țara și care sunt pregătiți să facă tot ceea ce este nevoie pentru a o apăra. De aceea, îi cinstim în această zi a înălțării Domnului, pentru că memoria lor trebuie să rămână și va rămâne mereu vie în inimă și în conștiința noastră. Probabil că uneori nu realizăm cât de mult le datorăm acestor eroi necunoscuți care se află în aceste morminte și în alte cimitire ale eroilor din întreaga țară. Le datorăm enorm. De fapt, le datorăm totul. Adică însăși existența noastră ca popor, ca națiune, ca țară suverană. Să nu uităm niciodată acest lucru.
mă închin cu respect în fața lor și le mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce au făcut. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim domnului președinte al Camerei Deputaților.